Zi-mi o chestie care îți place foarte mult în America și o chestie care nu-ți place în America. Ceva ce te atrage foarte tare și ceva ce nu-ți place deloc. Cred că toată lumea știe în America, în America, nu chiar în America, hai să spun aici la noi, e traficul, e infernal. Ok. Deci dimineața, îți dau un exemplu concret, pe o distanță în care normal o faci în 10 minute, poate să-ți ia până la o oră. Mm-hmm. Ok. E destul de greu să ai un servici destul de departe și să mergi cu traficul. Mm-hmm. Poți să te duci împotriva traficului, care e da. Foarte bine. Da. Și asta, cam asta nu-mi place. Ce îmi place este clima. Degeaba, suntem. Clima în California, din câte se știe, e una dintre cele mai bune din lume. Uh-huh. Sunt mulți care se mută în California doar pentru climă. Nu contează că e scump. Nu știu, sunt poate lucruri mici pe care nu pot să ți le spun acum, care îmi plac și care le urăsc. Dar, în special, libertatea, nu vezi... Am fost în România acum de sărbători. Da. Și mi se pare că România e multă lume care e cu capul în pământ, cu capul în telefon, prea stresat. Nu pot să spun din ce cauză. Mi se pare mie. Asta e o, da. Se gândește prea mult la ziua de mâine. Ce fac mâine? Ceea ce, sincer, este un adevăr. E greu să trăiești în România, din câte am înțeles. Dar aici nu, aici vezi oameni relaxați. Trăim astăzi, mâine vedem ce facem. Uite, vreau să te întreb o chestie. Să presupunem că nu plecai din România, anul 2023, unde crezi că ar fi fost viața ta? Fă un exercițiu de imaginație. Cum ar fi arătat viața ta acum, în 2023, dacă rămâneai în România? Cred că mi-aș fi deschis o școală de fotbal. Așa. Și aș fi continuat tot în domeniul fotbalului, pentru că mă simt un pic poate de dator să dau înapoi ceea ce am primit.